Chiar dacă bugetul pe care îl aveți alocat pentru cadouri în acest an nu depășește 50 de lei, există surprinzător de multe device-uri simpatice pe care le puteți dărui celor dragi. Pentru oricine are un smartphone, experiența de a rămâne fără baterie la finalul zilei, cel mai adesea în metrou în drum spre casă, este fără îndoială destul de banală. Iar dacă ești genul de utilizator care își folosește Wi-Fi-ul, se joacă vreo câteva jocuri de Clash of the Titans și mai face câteva poze, cu siguranță trebuie să iei încărcătorul după tine. Dar încărcătorul nu ajută întotdeauna pentru că există și situații în care ești în mișcare sau pleci într-o excursie, iar accesul la o priză este un lux. Așadar, o primă sugestie pentru lista noastră de cadouri de sărbători ar fi un acumulator extern pentru device-urile mobile. Acestea au multiple dimensiuni și capacități, însă cele mai ieftine pornesc de la 25-30 de lei. Este probabil cel mai simplu exemplu de gadget care este în același timp util și ieftin. În plus, cele mai multe modele au un design simplu pe care îl puteți personaliza cu un desen sau un sticker. Tot la capitolul gadgeturi ieftine care combină utilitatea cu creativitatea, un stick USB personalizat nu este niciodată o idee proastă. Un stick USB de 16 GB pornește de la 14 lei și pe lângă faptul că există numeroase companii care le personalizează ca brelocuri, brățări, cercei sau lingurițe, customizarea micuțului device poate fi un proiect interesant de weekend pentru oricine are puțină răbdare și imaginație. Deși pentru moment cea mai avansată tehnologie de realitate virtuală de pe piață încă este scumpă, asta nu înseamnă că nu există variante accesibile oricui. Cea mai la îndemână metodă este kitul Google Cardboard sau orice copie a sa. Acesta costă între 20 și 40 de lei și în combinație cu aproape orice smartphone îi oferă utilizatorului acces la o sumedenie de aplicații și jocuri interesante. Dacă în schimb vă place mai degrabă să luați problema în propriile mâini și nu vreți să cumpărați un astfel de kit de-a gata, puteți să construiți chiar voi unul. Există numeroase tutoriale pe YouTube care vă pot ajuta să creați un headset de realitate virtuală complet unic. Nu aveți nevoie decât de o pereche de lentile speciale 3D care costă în jur de 15-20 de lei, de un carton sau orice alt material preferat și de puțină răbdare. Iar la final puteți să vă trimiteți prietenul pasionat de gadgeturi într-o lume nouă cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Selfie-urile au căpătat o reputație proastă pe parcursul timpului, dar din când în când nimic nu este mai distractiv decât să faci o poză de grup cu prietenii când sunteți în vacanță sau la o petrecere. Așa că, lăsând preconcepțiile la o parte, un selfie stick poate fi un cadou atât util cât și distractiv. În plus, dacă sunteți pasionați de video și obișnuiți să filmați mult cu mobilul, un selfie stick este probabil cea mai ieftină metodă prin care să obțineți o imagine stabilă dacă vreți să filmați din mers sau să faceți mișcări de cameră. Un selfie stick costă oriunde între 20 și 200 de lei și este fără îndoială un cadou pe care oricine își folosește telefonul pe post de cameră video îl va aprecia. Sezonul cadourilor se suprapune cu sezonul geros, așa că nimeni nu s-ar strâmba dacă ar găsi sub brad un upgrade călduros. O altă sugestie de cadou ar fi o pereche de mănuși pentru touchscreen. Și acesta este un cadou foarte personalizabil, pe care, dacă nu l-ați încercat până acum, se demonstrează extrem de util în momentele în care trebuie să dai un telefon la minus 10 grade. Un accesoriu interesant pentru mănușile dedicate touchscreen-urilor ar fi căciulile cu headset incorporat. Îți tragi fesul pe cap și poți să vorbești la telefon prin Bluetooth, fără să-l mai scoți din buzunar. De multe ori, cele mai drăguțe cadouri sunt cele pe care ajungem aproape pe nesimțite să le folosim în fiecare zi. Și este cu atât mai încurajator când avem o grămadă de modele din care să alegem, astfel încât să ne asigurăm că designul se potrivește perfect cu persoana căreia o să-i dăruim device-ul. Așadar, chiar dacă sună ca o sugestie destul de generică, o lampă poate fi un cadou foarte reușit. Spre exemplu, pentru profesioniștii care își petrec mult timp lucrând în avion sau tastând până târziu, o lampă USB pentru tastatură poate fi un cadou extrem de util, chiar și dacă vorbim despre un laptop cu backlit keyboard. Majoritatea pasionaților de tehnologie au cel mai adesea și o aplecare către jocuri video sau filme science fiction. Astfel este extrem de ușor să găsiți Darth Vader-ul perfect sau lampa în formă de cub de Minecraft care să le lumineze sărbătorile de iarnă. Ca să terminăm discuția despre accesorii de mobil pe care este foarte plăcut să le găsești sub brad, o ultimă sugestie din acest capitol ar fi o husă de telefon personalizată. Din fericire, personalizarea hăinuțelor pentru telefoanele noastre nu mai este doar o problemă de culoare sau formă, ci o parte a unei industrii complexe care produce haine pentru orice gusturi. Așadar, dacă aveți un prieten montaniard care s-ar bucura de o husă cu o baterie externă și durabilitate demnă de armată, sau dimpotrivă unul care își dorește o variantă de husă aproape invizibilă, fiți sigur că puteți găsi accesoriul perfect pentru ei. În plus, dacă optați pentru o husă simplă de plastic sau material textil, o puteți imprima cu amintirea voastră preferată împreună, sau de ce nu cu screenshot-ul perfect din noul film al lui George Lucas.
Pentru cei care apreciază timpul petrecut în liniște la gura șemineului cu un pahar de vin bun într-o mână și un e-reader în cealaltă, o carte digitală este un cadou ideal. ebooks.com, booksonboard.com, bookdepository.com, fictionwise.com, Amazon Kindle Store, Project Gutenberg sau Google eBooks sunt doar câteva exemple dintre numeroasele magazine online de unde puteți cumpăra cărți în format digital, numai bune de încărcat direct pe e-reader. Un e-book este în general de cel puțin 3 ori mai ieftin decât varianta tipărită a aceleiași cărți. Iar pe lângă asta, funcțiile extrem de utile de dicționar, online search sau notițe pe care le include aproape orice e-reader din ziua de azi, fac lectura mult mai ușoară și mai fluidă. Ok, poate prietenii voștri nu sunt atât de pasionați de lectură, însă cu siguranță iubesc să se uite la filme sau seriale. Pentru ei puteți pune sub brad un abonament la una dintre multiplele platforme de streaming online de pe internet. Iar dacă variantele mai mainstream, precum Netflix, Amazon sau Digiplay, nu-i vor încânta pe iubitorii mai serioși ai cinematografiei, există numeroase site-uri dedicate cinefililor care includ filme și seriale atât de obscure, încât nu le găsiți nici pe site-urile de torenți. Așadar, deschideți aplicația de notițe și scrieți Mubi, Fandor, Acorn TV, Vudu, Sundance Now, Doc Club, Yaveo, Spool sau Crunchyroll. Asta ar fi cea mai de bază listă pe care puteți găsi orice, de la seriale TV din numeroase țări ale lumii, până la site-uri dedicate special animeurilor, filmelor indie, filmelor de Bollywood sau telenovelelor. Și abonamentul la fiecare este în jur de 5 euro pe lună. Bineînțeles, lista noastră de astăzi nu ar fi fost completă fără jucăria ideală pe care să o găsești în ghete sau sub brad, sau de fapt, mai bine spus, în magazinul de aplicații. Iată așadar 3 jocuri de mobil pe care le puteți face cadou celor dragi de sărbători. Prima sugestie de pe listă este Mini Metro, un exemplu perfect ca orice lucru de coșmar, cum ar fi spre exemplu transportul public, poate fi transformat cu puțină creativitate într-un joc de succes. Mini Metro a fost lansat pentru prima dată în 2014 ca un joc de PC, însă destinul său era fără îndoială să ajungă pe mobil. Jocul este un puzzle simpatic în care poți construi linii de metrou în unele dintre cele mai mari orașe ale lumii. Orașele se dezvoltă diferit în fiecare joc și există multe upgrade-uri și moduri de joc pe care le puteți încerca. Însă, mai departe de gameplay-ul distractiv și ideea simpatică din spate, jocul are un design extrem de inteligent și frumos. Per total, Mini Metro este un mod foarte drăguț de a-ți petrece câteva ore în poziția de Dumnezeu al traficului, în orașe precum New York sau Londra. Pentru fanii genului roguelike, jocul Neon Chrome este o apariție grozavă în magazinul de aplicații. În Neon Chrome te lupți cu un Overseer care conduce o clădire uriașă. Tu ești un hacker, de fapt poți alege între 3 caractere diferite care controlează diferite abilități și se luptă cu antieroul. Jocul are 5 capitole, fiecare cu câteva nivele, și dacă mor trebuie să reiei de la începutul ultimului capitol. Gameplay-ul este foarte tactic și ca în orice roguelike găsești tot felul de upgrade-uri cibernetice pe care însă le pierzi dacă mori. Jocul este foarte bine optimizat pentru platformele mobile și este posibil unul dintre cele mai distractive și mai puțin frustrante action roguelikes de pe piață. Bug Butcher este un joc colorat și viu care pare a fi un desen animat bine scris și amuzant. Jocul are 30 de nivele care te poartă în rolul unui micuț om din spațiu care trebuie să se lupte cu tot felul de insecte uriașe pe care să le împuște. Principiul de joc este simplu și familiar dacă v-ați mai jucat Bubble Trouble sau Super Crate Box. Insectele care sunt de fapt niște bile stilizate sar deasupra capului tău și tu trebuie să le împuști. De fiecare dată când tragi într-o bilă, ea se sparge în jumătate și acum ai 2 bile mai mici. Treci nivelul atunci când rămâi fără insecte pe planșă. Ce este încântător la acest score-based action game este faptul că nu trebuie să aștepți să crești în nivel pentru a strânge upgrade-uri și a deveni mai puternic, ci colectezi modificatoare de armă și bănuți pentru upgrade-uri încă de la început. Bug Butcher este un joc distractiv și foarte rejucabil, care deși reprezintă o provocare motorie, nu este frustrant sau repetitiv.